Vă salut cu drag! Cu această ocazie vă propun să pregătim împreună plăcinte cu varză, cu varză murată. Vom face niște plăcințele micuțe și gustoase. Ce avem nevoie pentru anuat? Am aici aproximativ 400 de grame de făină sau vedeți cât cere aluatul, dar cam atât. O cană de apă de 250 de ml călduță, voi adăuga și 2 linguri de ulei, jumătate de linguriță drojdie uscată, jumătate de linguriță de sare. Acestea sunt ingredientele pentru aluat. Pentru umplutură am aici 250 de grame varză murată pe care am tocat-o, am stors-o bine de zeamă și am cântărit-o după aceea. Deci 250 de grame, o ceapă tocată mărunt, voi adăuga și 2-3 linguri pastă de ardei. Aici am mai mult, dar voi pune doar cât este necesar. O lingură de pastă de roșii și condimente pe care le preferați. Eu am ales de data aceasta busuioc și cimbru. Puteți pune mărar sau alte condimente pe care le iubiți. Acestea sunt ingredientele, ne putem apuca de frământat. Voi pune apa mai întâi. Voi adăuga și drojdia. O voi dizolva, după care voi pune și celelalte ingrediente, sarea, uleiul, aproximativ 2 linguri și acum încep cu făina. Pentru început voi lucra cu telul, după care voi frământa cu mâna până când aluatul devine suficient de bine frământat. Este suficient. Nu am pus toată făina. După cum se vede, este un aluat potrivit, nici foarte tare, dar nici moale. Îl voi acoperi și îl voi lăsa să crească, iar între timp mă voi ocupa de compoziția pentru umplut, adică de varză. Voi începe cu ceapa pe care am să o pun pe foc, cu puțină apă. Îi voi pune câte puțin, nu voi lăsa mult pe foc, am să-i adaug și puțină sare, dar foarte puțin pentru că și varza are sare și am să o las la foc mic să se facă bine, să se înmoaie. Am tot amestecat în ceapă cu capacul pus și cu foarte puțină apă, am să-i adaug și condimentele, nu cu apă multă, pentru că nu vreau să iasă compoziția moale. Se va mai înmuia și cu pasta de roșii, cu cea de ardei. Voi pune și 2 linguri de pastă de ardei. Dacă va fi compoziția moale, nu vor ieși bune, se vor întinde. Coca nu va sta bine. Dacă compoziția este prea moale, va ieși prin aluat. Trebuie să fie o compoziție potrivită. Voi adăuga și varza, pe care, așa cum am spus, am scurs-o de apă, tot din acest motiv, și o voi lăsa și pe ea. Nu trebuie să stea mult pe foc, pentru că va mai sta și în cuptor. Dacă mai este nevoie, mai adaug pastă de roșii sau de ardei. Voi lăsa 10 minute maxim, după care am să-i adaug și uleiul la final și compoziția va fi gata. Am mai adăugat pastă de ardei. Ce am uitat este pulberea de ardei iute cayenne, care o va face să fie puțin picantă. Puteți adăuga ce doriți, boia iute de care aveți. Și mai puteți adăuga vegeta naturală, dacă aveți vegeta fără monoglutamat,
este ideală, că îi va da gust bun. Voi pune și puțin ulei și voi opri focul. Acum voi lăsa compoziția să se răcească, pentru că ideal ar fi fost invers să lucrez. De obicei trebuie făcută varza mai înainte să aibă timp să se și răcească, dar n-am lăsat-o nici măcar 10 minute pe foc, așa că până crește aluatul se va răci și varza pe care o voi duce la rece. Varza s-a răcit, am lăsat-o afară unde este foarte rece și este zăpadă, așa că s-a răcit rapid. Între timp și aluatul a crescut. Acum mă voi ocupa de aluat. Am pregătit tava. Am pus hârtie de copt în ea. Îmi pregătesc și blatul de lucru. Și voi întinde aluatul. Puțină făină. Voi avea grijă ca aluatul să fie cât se poate egal, cu colțurile egale, în așa fel încât să pot porționa. Pentru că dacă este rotund, nu pot face așa cum vreau plăcințelele. Am întins foaia cam de jumătate de centimetru. Acum o voi porționa. Voi obține 4 bucăți din aceasta și voi mai avea 4 din cealaltă jumătate. Am să fac în așa fel încât să-mi ajungă așa cum trebuie și varza. Cum procedez, pun varză pe jumătate de aluat, după care aduc cealaltă jumătate și prind, trebuie să iau o furculiță, pentru că marginile le voi face frumos cu furculița, în așa fel încât să nu-mi iasă nici varza. Prind mai întâi cu mâna și apoi fixez cu furculița. Presez puțin, în așa fel încât să fie egală și o pot așeza în tavă. Tava o am aici, o pun pe tavă și așa le voi face pe toate. Am pregătit toate plăcințelele, după cum se vede. S-a umplut tava, exact atâtea mintră mie 8 în această tavă, le voi pune la copt până se rumenesc. Nu le voi lăsa foarte tare, să fie coapte, cred că aproximativ 25-30 de minute. Plăcintele cu varză s-au copt, am să le scot. Așa arată, s-au rumenit frumos. Să vedem cum sunt și pe partea cealaltă. Este exact cum trebuie. Da. Le voi lăsa să se răcorească puțin. Sunt bune calde, sunt bune și reci. Le putem lua cu noi în călătorie, le putem consuma și acasă. Este o mâncare consistentă, bună, ușor de transportat, așa că vă recomand cu toată încrederea. Sunt gustoase, sunt ușor, relativ ușor de făcut. Așa că vă doresc spor la gătit, poftă bună și pe curând!